Președintele interimar Mihai Ghimpu va convoca săptămâna viitoare Procuratura Generală, Serviciul de Informare și Securitate și Ministerul de Interne pentru a investiga declarațiile liderului PCRM Vladimir Voronin. Fostul șef de stat a acuzat ieri actuala guvernare că ar fi provocat intenționat inundațiile din această vară din lunga Prutului. Aceste afirmații sunt iresponsabile și lipsite de orice temei. Mai mult, ele confirmă faptul că Vladimir Voronin nu a avut niciodată, în prim plan, interesele Republicii Moldova și ale cetățenilor, ci doar interesele personale și de partid, a avut nevoie de putere și are nevoie de putere pentru a acumula miliarde. Vladimir Voronin nu este însă jurnalist, ci un politic, fost șef de stat, care trebuie să conștientizeze gravitatea unor asemenea declarații pentru credibilitatea și viitorul statului.